Ce înseamnă puterile magice, da. Puterile magice, colective din 3D au proiectat lumea tridimensională. Ce spui, femeie? Multidimensională. Au proiectat lumea multidimensională. Ca magic să fie pusă pleazna pe oameni și omul, chiar dacă face săritura cuantică, se trezește multidimensional într-o lume unde el face altceva, el nu știu ce și nu știu cum. Și de fapt îi se lua energia, acceptă și că nu există multidimensional, da? E doar o dimensiune. E doar dimensiune. Nouă de lanț, da. Îți faci drum, îți croiești drum acum și nu-ți stă nimic în cale. Încearcă cineva să-ți facă zăza-băza. Ei, cum era primul cuvânt, e adevărat? Ei, nu, stai și te mai gândești că ești zăpăcit, zăpăcită de mintea colectivă. Nu neapărat prima ce îți vine în cap e adevărat. Așa, dizolv toate programelele, tot. Și puterile, și magia, și dimensional, multidimensional, și toate proiecțiile, și, da? Și din afară proiecțiile, și dinăuntru, interstelare, lăuntrice, toate proiecțiile lăuntrice, cum trebuie să se regenereze sau cum să, da? Toate se dizolvă, toate. Păi și cum atunci? Vedem. Spațiu. Pe rând, așa, încetuți, dar sigur. Ok. Șase de pentacle. Pardon, șase of pentacle. Șase de bănuți, da. Șase răsturnat e nouă de bănuți. Nu contează. Foarte mulți, adică. Dar tu ești un fel de legiuitoarea, legiuitorul în lumea ta și tu răsturnat e nouă de bănuți. Faci dreptatea ca și cum, da? Și iarăși sunt trei. Așa era. Se dizolvă și programelul ăsta. Așa era. Tu, ca și cum faci dreptatea cu tare, care e cerșătorul din partea asta, îi faci echilibru, să se simtă echilibrat. Și la ăsta îi dai bănuți. Pentru că tu vezi, Doamne, așa socoți. E răsturnată toată situația. Da? E răsturnată. Nu faci nimic din așa ceva. Dizolv. Și dizolvând șase de pentacles, răsturnând, primești nouă de bănuți. Tu. Ai înțeles? Nu știu dacă ai înțeles. E despre mine, da? Ok. Cine mai încearcă ceva magic, da? Nu mai poate. Corpurile bântuite și umblate în ele se dizolvă, adică mor. Ia. A putrezi corpul înseamnă te doare acolo, te doare acolo, aia trebuie tăiat, aia trebuie curățat, aia, da? Corpul putrezește în timp. Cu îmbătrânirea omului, așa era 3D problemelul. Corpul putrezea. Astea se numeau bolile. El începea să putrezească. Pentru că se pregătea pentru moarte. Pentru că era programelul moarte.
patru de lanț. Cu cine rezonează e grav. Cineva e grav, bolnav și stă la pat. Dar tu ești cu pleazna pusă și îl vezi bine, mersi, stăm pe toți, mai vede, mai face, mai drege, mai și omul e bolnav. Știi cum era? Parcă l-am văzut, era bine, pe ea sau pe el, sănătos, alerga, făcea, drăgea și odată a murit. Din senin, nu e din senin. Da? Și cu pleazna pusă, pentru momentele care urmează, dificile pentru familie sau pentru prieteni, colegi, așa mai departe, se scot și programele astea și vezi totul ce se întâmplă în jurul tău. Da? Acolo e. Tu vedeai omul, aleargă, face, drege și te trezi dimineața și un vecin alerga, făcea și altul și la un moment dat te trezești tu și faci de fapt. Uzi florile, ai ieșit afară, l-a răsărit soarelui, a zile și nu vezi niciun vecin, nu se agită nimeni. Nu... Tu îți dai seama că tu ai muncit, era pleazna pusă și tu făceai, nu m-aș mira, făceai pentru vreo două garduri învecinate și la vecini și tu idei n-aveai, pentru că, așa, pentru că se trăia așa. E răsturnat regele de Pentacles. L-ai răsturnat. Punct. Frumos desen cu păunul și cu coada de păun. Da, pentru că regele de Pentacles e mândru de el. Cu cine rezonează și vezi, Doamne, ca mine nu e nimeni, da? Când îmi foaie coada de păun, ți ia mințele. Și îi dai tot, îi dai tot ce ai mai bun, da? Ai răsturnat. Gata. Da. Plac cărțile astea, ce mișto. Și dai seama, tu făceai tot. Ți se ia pleazna de pe ochi, tu făceai, tu drăgeai, tu dădeai mâncare la animale, la orătăni, la tine, la vecini și la eu știu ce vecin încă. Unde vezi portița între vecini, ceva nu e în regulă acolo. Cineva pentru cineva muncește. Și acum se întoarce roata. Și tot ce ai făcut tu pentru cineva, ai fost sclavul cuiva, n-ai știut, cu pleazna pusă și din neam de regi, fii atent, din neam de regi, de nobil, de așa, ai fost cu pleazna pusă, măgită și ți s-a luat tot. Acum se întoarce roata. Și ai să auzi, unul a murit, altul a murit dintre vecini. Ăla a plecat, ăla a dispărut. Da. 6 de cuțite, dar era răsturnat. De fapt, 9 de cuțite, e jale. Da, e trist, n-am ce să fac. Și în tristețea asta caută pozitivismul. Pozitivă fi, pozitiv, cu cine rezonează. Ți se întoarce tot. Da? Ce ai fost băgată în tot, da, Higher Priest ești. Și ți se întoarce tot și tu faci legea în lumea ta. Și vezi totul, da? Cine, cum, un fel de, da, programel de a păcăli lumea, de a trage energie, de a pune lanțul de zi, să-ți facă tot ce vrei, da? Să te manipuleze numai cu gândul. Ca și cum ai un lanț nevăzut și ca un câine ești ținut și faci tot ce trebuie. Așa erau familiile, așa erau, da? Cine știa să facă, făcea special sau nu contează. Nu știi să lucrezi cu energiile, chirdâc. Ți se ia acum tot și tu nu știi de ce. Da? Nu ți-ai cliruit energiile neamului, a copacului, care a făcut ravagii printre oameni, acum să vezi, asta era pandemia, au mai zis, da? Se murea pe capete, pentru că lumea, unul se trezea și își trăgea câmpul energetic, da? Sceptru și, uite cum s-a, și, da? Cumva așa era, nu, invers, așa și sceptru, era așa, era așa, și a tras energia, sceptrul a luat. Da? Și se trezea
câmpul energetic, că moare. Da? Acolo ești, distrează-te.